Bună seara, doamnelor și domnilor, bun regăsit! Este joi seara și e adevărat, v-am obișnuit să vă aduc așa cât am putut parte din echipa parlamentară ce reprezintă județul Constanța în Parlamentul României, respectiv în Camera Deputaților și Senat. Până acum, din cei 16, am reușit să aduc 10. Recunosc că sunt vreo 6 parlamentari pe care nu cred că am să am vreo șansă până la sfârșitul mandatului să-i vedem în fața, să-i aduc în fața noastră, dar vă promit că voi insista. Dar, totuși, m-am gândit să păstrăm tradiția și cred că e foarte interesant să discutăm despre Parlamentul României actual, dar așa cum este văzut de pe tușă. Pentru că alături de mine în această seară am invitat un fost parlamentar de Constanța, este vorba despre deputatul PSD Florin Gheorghe, care îi spun bună seara. Bună seara, și mulțumesc bine că ați acceptat invitația noastră. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Dacă în ceea ce îi privește pe parlamentarii în funcție, titlul emisiunii l-am pus generic pentru toți ca să nu existe discuții și comentarii început de mandat parlamentar, chiar dacă sunt la primul sau al patrulea, nu contează. În ceea ce privește foștii parlamentari, pentru că m-am gândit că e foarte interesant să-i aducem și pe foștii parlamentari să vedem dacă există viață după mandatul de parlamentar și cum decurge ea, am să pun un titlu generic pentru toți foștii parlamentari de Constanța de genul Parlamentul României de pe tușă. Tocmai pentru că vreau să aflu de la dumneavoastră, cei care ați activat în Camera Deputaților sau în Senat și care sunt convinsă că urmăriți scena politică în continuare, chiar dacă nu mai sunteți parlamentari, cum vedeți dumneavoastră activitatea din actualul executiv? Și am să încep această serie chiar cu dumneavoastră, pentru că reprezentați partidul aflat la guvernare, partidul care la ora actuală are majoritatea în Parlamentul României, împreună cu cei de la ALDE, clar, dar care are o parte de multe provocări în acest an 2017. Programul electoral pe care s-a candidat în anul trecut, în campanie, a venit cu foarte multe promisiuni importante, dar în același timp, din punctul meu de vedere, omul care privește din afară, destul de dificil de pus în practică. Cum ați cataloga primele 3 luni de mandat ale actualului Parlament al României din punctul meu de vedere, domnul Gheorghe? Au fost destul de intense, am văzut cu toții că exact la început de guvernare au fost și acele probleme și proteste legate de acea ordonanță de urgență. Cum ați spus și dumneavoastră, sunt provocări destul de mari, însă există această ambiție de a duce la bun sfârșit programul de guvernare, pentru că până în prezent mai toate fostele guvernări care au fost în România după decembrie 1989 nu prea au reușit să pună în practică ceea ce au promis în campanie. Această guvernare chiar își dorește să ducă la bun sfârșit și cred că toți românii își doresc ca acest program de guvernare să devină realitate, pentru că ar aduce multă bunăstare tuturor. Însă, într-adevăr, provocările sunt destul de mari. Vedem că sunt probleme și în țară, dar și în jurul României. Sunt fel de fel de probleme pe plan internațional cu aceste și atentate și războiul acesta care este în Siria. Oarecum deturnează un pic atenția de la problemele de zi cu zi cu care ar trebui să se ocupe guvernul, dar una peste alta sunt în guvern oameni cu experiență, sunt și tineri care vor să facă performanță și își doresc să se afirme și cred că până la urmă va fi, să zicem, acest program va fi pus în practică. Domnul Gheorghe, dumneavoastră în campania parlamentară, pentru că trebuie să le reamintesc telespectatorilor Litoral TV faptul că dumneavoastră ați candidat pe lista Partidului Social Democrat filiala Constanța pentru alegerile parlamentare din decembrie anul trecut, n-ați avut un loc eligibil, dar v-ați făcut campania așa cum trebuie. Și la un moment dat ați afirmat un lucru foarte interesant. Și spuneați așa, susțin înnoirea clasei politice, la fel cum susțin că un parlamentar performant nu trebuie înlăturat doar de dragul creșterii în sondaje. Am încheiat citatul. Corect. Și vin cu 2 întrebări în urma acestei afirmații a noastră. Prima, susțineți înnoirea clasei politice. La ora actuală în Parlamentul României sunt foarte multe fețe noi.
Da. Foarte mulți parlamentari aflați la primul mandat comparativ cu legislativul anterior. Cât de vizibili sunt ei și cât de eficienți sunt ei? Cum i-ați perceput până acum? Bine, doar ce au început mandatul. Normal că sunt invizibile. Acum să sperăm că nu vor fi așa 4 ani de zile. Pentru că și eu, acum 4 ani când am intrat în Parlament, mi-a luat ceva timp până am învățat mersul lucrurilor în Parlament. Dar acum, nu știu, n-am mai trecut pe la Parlament să stau de vorbă cu actualii parlamentari, foști colegi, să văd dacă într-adevăr nu știu, este cineva care se ocupă de pregătirea sau inițierea lor în treburile acestea ale Parlamentului. Nu-mi dau seama, dar... Dar și PSD Constanța are 2 parlamentari aflați la, sper să nu greșesc, la primul lor mandat. Mă refer aici la... 3. Mă refer la deputatul George Vișan, da, la senatorul Liviu Titurei Loiu, da, și senatorul și la Mihu. Senatorul Mihu, da. Da. Deci sunt 3 parlamentari care sunt la primul lor mandat. Corect. Ați apucat să discutați cu dumnealor? Noi ne mai întâlnim la sediu în vinerea. Au reușit să joia. Adapteze? Au reușit să se descurce în hățișul parlamentar? Ușor, ușor încep să învețe ceea ce înseamnă o ședință de comisie, o ședință de plen, acte normative, întrebări și interpelări care le pot adresa guvernului, dar ușor, ușor deprind toate acestea. Cât de mult i-ar putea deturna de la programul lor și de la ceea ce și-au propus ei să facă ca parlamentari faptul că nu sunt în comisiile pe profilul lor privind pregătirea profesională? Cu acest Pentru lucru că excepție făcând sunt... domnul Mihu, da, domnul Mihu, într-adevăr. Domnul Vișan își dorea să fie la transporturi, a ajuns la industrie, domnul Brăiloiu voia la un moment dat ar fi vrut ceva care să aibă o legătură cât de cât cu turismul, fiind da, familiarizat corect cu acest domeniu și a ajuns la apărare, adică nici nu ne puteam imagina, este și vicepreședinte al acelei comisii. Da, într-adevăr. Și nu, asta în contextul nu... în care toate partidele politice au clamat faptul că vor să profesionalizeze comisiile de specialitate din Parlament. Acest lucru s-a spus întotdeauna, păi s-a tocmai spus acest lucru. Și eu, când am început mandatul, am ajuns în Comisia de Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, deși ni s-au cerut CV-urile să se analizeze de către conducerea grupului parlamentar și așa mai departe. Până la urmă... După care v-ați mutat, ați lucrat în alte comisii. Nu, am mai intrat încă o comisie pentru că a fost un coleg care a demisionat sau a plecat, nu, și-a dat demisia din partid și a plecat la alt partid și atunci rămăsese un loc liber în Comisia de Administrație și am intrat Cum în locul lui. Cum poți să fii eficient într-o comisie al cărui domeniu specific de activitate Vă dați seama e... că trebuie să începi să înveți, să o iei de la zero, cel puțin, haide să zicem că transporturile, industria, oarecum sunt apropiate, dar dacă, nu știu, un medic intră în comisia de apărare sau în comisia de administrație publică, este un pic peste mână. Trebuie să se apuce să învețe, să știe cu ce se mănâncă administrația publică, de exemplu. Timp se pare că ar avea parlamentarii noștri, pentru că vedeam ieri chiar un material foarte interesant pe unul din posturile de televiziune central. Au făcut așa un tur de forță pe la comisiile din Parlament și au constatat că doar 2 comisii aveau ordinea de zi stabilită pentru acea zi, restul parlamentarilor deja erau în vacanță. Păi așa era și pe stabilită, vremea dumneavoastră, ca să era spun așa. Era cineva la ședință? La una din comisii, cea pentru fondurile europene, era și era chiar foarte mare aglomerație. La cealaltă li s-a spus că s-a terminat foarte rapid ședința pentru că sunt foarte eficienți parlamentarii. Da, e posibil, poate depinde, unele materiale le poți lua și acasă, să lucrezi de acasă, dar sincer, mă acum îndoiesc. Nu mai sunteți în Parlament, cât de mult lucrează un parlamentar acasă? Cât este el de dispus să stea să studieze depinde proiecte de legi? Fiecare. Eu, de exemplu, și în vacanța parlamentară lucram foarte Bine, multe dumneavoastră proiecte. Bine, dumneavoastră și elaborați proiecte care să, după aceea să le inițiați. Știu da, asta. Și le inițiam în următoarea sesiune parlamentară. Dar depinde de fiecare majoritate... parlamentar cât vrea să lucreze. Dacă, de exemplu, dacă luați parlamentarii care au fost până acum sesiunile parlamentare, o să vedeți activitatea fiecăruia și o să vă dați seama că nu prea se lucrează
mă rog, acasă, că dacă nu ești prezent la muncă, invoci faptul că ai luat materialele acasă și poți să studiezi, studiu individual se numește, și poți să faci acest studiu individual și acasă. Însă mi se pare o greșeală faptul că în actualul sistem care s-a implementat, lucrările de comisii, ședințele de comisie se țin miercurea și nu se mai țin marțea. Pentru că, cel puțin în mandatul trecut, era luni plenul Camerei Deputaților, marți erau comisiile și miercuri erau iar dezbateri în plen și votul final. Și atunci majoritatea deputaților stăteau de luni până miercuri după amiaza. Anul, în acest mandat, văd că s-a modificat un pic și marți este votul final, dezbaterile în plen și votul final, și miercurea sunt comisiile, ședințele de comisie, și ăsta este și unul dintre motivele pentru care actualii parlamentari nu mai stau și miercurea, pentru că având votul final, la votul final se înregistrează prezența, pentru că este vot electronic și atunci apare și pe site-ul Camerei. Miercurea de obicei se semnează cu alte listele cuvinte, de prezență. Dacă un român de rând, un cetățean de rând, are săptămâna de lucru de luni până vineri, un parlamentar acum putem să spunem că și-a redus săptămâna de lucru de luni până miercuri. Că de obicei miercurea cam pleacă. Până marți, da, aveți dreptate că miercuri deja de nu luni mai de la 3 până marți la 3. Adică cam o zi. Ar trebui, de exemplu, dacă se dorește programul să meargă... Programul ăsta este crunt, e foarte greu, e obositor, rău, stau să mă gândesc. Da. E minunat pentru unii, pentru cei care sunt acolo, probabil este foarte bun. O zi pe săptămână, nu știu, poate lucrează mai mult în teritoriu. Sau mai mult studii individual, verific. Da. Da, cel puțin colegii mei văd că vin la sediu și chiar acord audiențe, merg și în județ, fac audiențe în toate localitățile. Chiar nu pot să-i acuz că nu sunt prezenți. Nu știu ceilalți de ce să mint. Iar a doua parte a afirmației dumneavoastră se referea la faptul că un parlamentar performant n-ar trebui înlăturat doar de dragul creșterii în sondaj. Am constatat cu toții că în această campanie electorală mai toate formațiunile politice, excepție făcând USR-ul care n-a mai candidat în Parlament, așa, au recurs la această mișcare. Au renunțat la parlamentari cu experiență pentru a promova pe locuri eligibile persoane care n-au mai activat în Parlament. Cât de mult le-a adus asta o creștere în sondaje? O creștere a numărului de voturi? Nu le-a adus. Și vedem acest lucru foarte clar la Constanța cu Partidul Național Liberal, care a renunțat la toți parlamentarii. Mai puțin doamna Varga, care a fost și ea oarecum impusă de la București pe lista de Constanța. Și vedem scorul lor, au luat 17%, au crezut că venind cu oameni noi în fața alegătorilor vor și câștiga alegerile. Și iată că nu trebuie s-a întâmplat acest lucru. Sunt convinsă că și PSD-ul ar fi putut să câștige mai mult dacă ar fi mașat pe primele locuri ale listelor pe oameni mult mai cunoscuți. Da, nu pot să spun acest lucru cu exactitate. Eu mă scorul gândesc, a fost destul de mare. Mă refer strict la dumneavoastră aici, pentru că dumneavoastră deja erați un parlamentar cunoscut, foarte activ, trebuie să recunosc acest aspect, cu multe proiecte legislative inițiate și nu de genul să vopsim băncuțele în trei culori sau știu ce alte proiecte, tichete pentru biciclete și alte proiecte de genul acesta, da? Deci proiecte cu substanță, da? Cu greutate. Proiecte care și acum și care sunt votate, că unele au devenit lege fără să mai fie un parlament, da, depuse anul trecut. Și cu toate astea n-ați avut un loc eligibil. Plus că erați și foarte cunoscut în colegiul dumneavoastră. Da, acum, ca o mărturisire așa, nici eu nu am mai dorit foarte mult să candidez. Am acceptat să fiu pe listă și la insistențele unui prieten foarte bun de-al meu, dar inițial n-am vrut să candidez, după care am zis să apar pe acea listă, să fiu pe listă, să ajut și eu Organizația Județeană Constanța să câștigăm aceste alegeri, și exista posibilitatea chiar și de pe locul 6 să intru în Parlament, dar
probabil au lipsit câteva voturi și n-am avut 6 deputați și am avut doar 5. Dar nu este nicio problemă că... Regretați că nu mai sunteți în Parlament la ora actuală? Nu regret. Singurul lucru pe care îl regret este că nu am reușit în cei 4 ani să duc la final toate proiectele pe care le-am depus și unele au rămas restante. Dar mă bucur că sunt aprobate acum. Adică colegii unele mei da, au... unele nu. Pentru că la sfârșitul lunii martie, dacă nu mă înșel, pe ordinea de zi a Comisiei de Buget Finanțe din Camera Deputaților era trecut un proiect al dumneavoastră ce viza redevențele. Da, proiect foarte și important și da, care proiect... vreau să spun că nu a trecut și mi s-a explicat pentru că l-am avut pe domnul Bogdan Huțuc în emisiune și chiar l-am întrebat de acest proiect de ce nu a fost, n-a primit aviz favorabil din partea Comisiei. Mi s-a spus că una din condiții este ca inițiatorul proiectului legislativ să vină în comisie să-și susțină proiectul. Nu este adevărat acest lucru. Proiectul poate fi discutat și dacă se dorește poate fi și aprobat. Acel proiect a fost retrimis la comisie de la plen. Discutasem cu actualul ministru de finanțe, domnul Viorel Ștefan, să le reintroducem în comisie și să vin cu anumite amendamente, pentru că atunci erau câteva probleme pe care eu nu le-am depistat la momentul la care am depus proiectul și din alte discuții pe care le-am avut cu oameni care se pricep mult mai bine ca mine la acest domeniu, au venit cu anumite amendamente, însă dacă n-am mai ajuns în Parlament să depun acele amendamente la proiect și să-l susținem în continuare, probabil ăsta a fost și motivul pentru care a fost acum respins și e posibil să vină alt parlamentar să-l preia, să vină și cu acele amendamente și să-l depună ulterior. Un alt parlamentar de Constanța ar putea să facă acest gest? E posibil dacă dorește. Dacă nu, putem discuta de munca în zadar a dumneavoastră. Oarecum e păcat, pentru că acel proiect de lege aducea beneficii României. Este vorba de niște miliarde de euro care ar fi putut intra în bugetul național. Exact. Dar, v-am zis, este posibil, din ce știu eu, actualul ministru, care pe vremea aceea era președintele Comisiei de Buget Finanțe, avea și el în vedere acest subiect și este posibil ca să vedem chiar și în guvern vreo ordonanță de guvern pe această temă. Deci subiectul nu este străin actualei guvernări. În ceea ce privește volumul de muncă al parlamentarilor, ne-am lămurit. E mult mai mic comparativ cu legislatura anterioară. Chiar am auzit parlamentari declarând faptul că adesea nu se țin ședințe de comisie pentru că nu sunt proiecte depuse. Ceea ce recunosc că mă miră. Pentru că... Da, este un lucru... Trebuie să recunosc că am văzut cel puțin la PNL că a fost un parlamentar deputat, am impresia, care a depus un proiect de lege, iar conducerea Partidului Național Liberal a anunțat că nu va susține acel proiect pentru că nu a fost discutat în cadrul partidului și, mă rog, o parte dintre membrii PNL au altă viziune asupra subiectului respectiv. Și la PSD se practică același lucru. Mai întâi proiectele se discută în cadrul grupurilor parlamentare la partid, cum ar veni, și abia după aceea sunt depuse. E nevoie de acest filtru al partidelor în momentul în care inițiezi un proiect legislativ? Nu, eu de exemplu, au fost proiecte pe care le-am depus în nume propriu și m-am luptat singur să le trec de comisii și de plen. Dar sunt și proiecte care pot fi discutate în cadrul ședințelor de grup și atunci, dacă se dorește a fi susținute de către tot partidul, se poate ieși public să spună, nu știu, conducerea grupului parlamentar sau chiar conducerea partidului să iasă public și să spună că susține acest proiect de lege. Stilul acesta de lucru ar putea să fi fost adoptat de către partide. În speță am văzut că asta se practică la PNL și la PSD, nu știu dacă și la celelalte formațiuni politice. Dar cele două formațiuni pe care le-am menționat știu clar că așa procedează. Credeți că s-a recurs la acest stil de lucru în sensul de a se discuta mai întâi o proprie inițiativă în cadrul partidului și abia după aceea, dacă se obține girul majorității, să meargă sau pe traiectoria parlamentară, pentru că sunt nume noi multe, pentru că ar putea veni în contradicție cu ceea ce își propun guvernanții?
Nu neapărat, pentru că, de exemplu, un parlamentar are libertatea să depună un proiect de lege, el singur. Acel proiect de lege poate fi respins chiar și în comisie. Da, poate să treacă de comisie să fie respins în plenul Parlamentului. Deci nu este niciun fel de problemă. Dacă, repet, partidul politic, organizația politică nu este de acord cu acel subiect. Sunt diverse teme. Poate vine, nu știu, un parlamentar dintr-o anumită zonă a țării și propune un proiect care ar fi, nu știu, specific doar pentru zona respectivă și ar afecta negativ celelalte zone ale țării. Atunci, într-adevăr, este o decizie legitimă a conducerii partidului să nu susțină acel proiect și să respingă. Până la urmă, în plenul Parlamentului se votează mai puțin la liber și mai mult la, mă rog, la inițiativa liderilor de grup care spun cum se votează anumitele sau proiectele de lege care vin la votul final. În actuala situație în care sunteți, în sensul că nu mai sunteți parlamentar, mai sunteți interesate ceea ce se întâmplă în Parlament? De ce proiecte se depun? Sunteți la fel de conectat cu activitatea Nu, nu, parlamentară? recunosc că nu, chiar nu mai m-am uitat. Înainte mă trezeam și Erați mă vigilent. culcam, da, cu site-ul Camerei Deputaților, tot timpul urmăream să văd activitatea Camerei Deputaților, a comisiilor și așa mai departe. Acum, dacă am alte treburi, vă dați seama că nu mai am nici timpul necesar să stau tot timpul să urmăresc procesele legislative din Domnul Parlament. Gheorghe, din punct de vedere financiar, vă este mai ușor acum sau Cu când erați siguranță, da. parlamentar? Nu, acum îmi este mult mai ușor. Pentru că, fiind parlamentar, mai toți oamenii aveau impresia sau asociau calitatea de parlamentar cu, nu știu, foarte mulți bani. Ca așa se spune în popor, că dacă ești parlamentar, ești milionar în euro. Ceea ce, în cazul anumitor oameni, este adevărat, în cazul altora, nu. Și din acest motiv, probabil că veneau și foarte multe cazuri sociale în audiență, multe probleme mi erau semnalate de latura asta financiară și atunci oarecum trebuia să mă implic eu, cel puțin, nu știu, alți parlamentari, foști parlamentari, dacă chiar Deci puneau acum o duceți mai suflet. bine financiar decât atunci când erați parlamentar. Oarecum da, pentru că nu mai sunt așa multe cheltuieli. Dar Nu mă mai caută va ajungea lumea. indemnizația de parlamentar? Indemnizația? Da, de ce să n-ajungă? Nu știu, vi se Depinde de pare om. o Astea sumă sunt mizeră? povești. Păi haideți să discutăm un pic pe tema asta. Și am să vă spun de ce. Pentru că avem două declarații ale formulate de doi parlamentari. Unul este chiar coleg de partid cu dumneavoastră, este vorba despre deputatul PSD Cătălin Rădulescu, care a declarat și citez: salariul nemotivant. Atât timp cât eu trebuie să-mi cumpăr 3-4 costume pe lună, nu mi-ajung banii nici de un pantof. Ar trebui să avem salarii mult mai decente. Pentru cei 5.000 de lei de mizerie fac suficientă treabă în țara asta. Am încheiat citatul. Cum comentați această declarație? Ce să mai comentăm la afirmațiile domnului Rădulescu? Ați fost Nu numai asta, parlamentar, și ați altele. văzut cât se Într-adevăr, plătește activitatea unui parlamentar, ați văzut cât de mult muncește un parlamentar pentru banii respectivi am și putea. puteți face comparația și cu salariul pe care îl are un român de rând. Nu, eu anii trecuți am spus foarte clar că am putea să mărim aceste salarii, pentru că, într-adevăr, pentru o funcție de demnitate publică este un salariu mic, pentru că sunt director de companii naționale care au salarii imense în comparație cu un deputat și am putea să mărim aceste salarii, însă salariile să fie acordate sau date parlamentarilor în funcție de prezență și activitate, pentru că n-are rost să-i plătești unui om. Dau exemplu domnului Crin Antonescu, că este de notorietate, a avut două prezențe. Nu poate să ia același salariu cu mine, care am avut două absențe. Nu, adică nu-mi convine nici mie, care vin la Acum mai e muncă o sau problemă. veneam la muncă Prezență în comisii, în prezență comisii, în în plen, plen. numai că în comisii nu știu cât se face prezența.
Acum nu se face, dar a fost o idee să se facă prezență, și a rămas la vot nivel de electronic. Idee. Da, a rămas la idee. Vot deci electronic e greu și în să comisie. Cuantifici prezența unui parlamentar la locul deci, său de muncă. Deci dacă se dorește, se poate face, pentru că putem amplasa la intrare în Parlament, nu știu, anumite aparate speciale, cartelă electronică care înregistrează prezența. Dau cartela altui coleg, cum s-a mai întâmplat la un moment dat și la vot în plen. Da, și la vot, dar deci... după aia, pentru că presa și-a făcut datoria și a prezentat acele cazuri care se întâmplau în plen, de votau nepoatele sau cine erau, nu s-a mai întâmplat. Adică le-a fost oarecum teamă și parlamentarilor să mai facă astfel de gesturi, să voteze pentru colegul de bancă sau pentru altcineva. Dacă s-ar întâmpla acest lucru, eu știu, la intrarea în Parlament să fie monitorizată video sau chiar și presa poate să stea să vadă dacă ne parlamentarii facem paznicii parlamentarilor, e deja... Da, așa suntem noi ca nație. Păi nu prea e așa, pentru că ceilalți, oamenii simpli, când au program de lucru, se duc la lucru, se duc la serviciu și își fac programul. Norma întreagă sau peste normă și așa mai departe, chiar dacă nu sunt plătiți cu 5.000 de lei pe lună. Pe când în Parlament văd că această responsabilitate lasă de dorit. Așa este, dar și acești parlamentari n-au ajuns de capul lor acolo. Tot oamenii i-au votat. Nu, dar partidele i-au pus pe liste și atunci omul, știu, dacă merge pe nici... ideea votez partidul X, n-avea cum să bifeze doar în dreptul lui Ionescu sau lui Popescu pe care l-ar fi vrut în Parlament. Da, legea noastră electorală nu este chiar deci, perfectă, dacă stau să, e să luăm așa, că căutăm vinovatul, până la urmă partidele sunt vinovații. Și partidele că au propus anumiți oameni. Pentru că ei și-au propus oameni... acești oameni. I-au promovat. Da, sunt cazuri de și prieteni de-ai mei care n-au votat cu PSD-ul. Chiar dacă eu eram pe listă și mi-au zis, mă, n-am putut să te votez, că erau alții înaintea ta. Pe care... Corect. E perfect adevărat. Și sunt da. Convinsă că mulți dintre noi și au avut pierdut niște problema voturi, dar până la urmă, de exemplu, în 2012 s-a candidat, a fost vot uninominal. Și tot au ajuns anumite da, dar persoane. Nici acolo nu era, nu aveai posibilitatea să alegi, că puteai să fii pus în situația, cum am fost eu la un moment dat, în care aveai 6 oferte pentru Camera Deputaților, dar niciuna nu mă inspira, ca să fiu drăguță. Da. Și atunci ce faci? Ori votezi pe toți și îți anulezi buletinul de vot, ori încerci și alegi răul cel mai mic, cum ne-am obișnuit noi să facem de cele mai multe ori. Așa este. Deci cred că și aici ar trebui ceva schimbat. Și poate ar tot... trebui să încercăm sistemul german, pentru că acolo este jumate uninominal și jumate vot pe listă. Adică, cum spuneați și dumneavoastră, până la urmă, dacă nu-mi place lista de partid, votez doar un anumit candidat pe care o cunosc și în care am încredere. Exact. De pe lista respectivă și votul merge doar către el, nu către toate lista. Dar, mă rog, legea în România, v-am zis, nu este perfectă, dar se poate lucra dacă se dorește acest lucru. Credeți că s-ar dori așa ceva? Să sperăm că va veni și ziua când politicienii... Dar pentru clasa politică ar fi mai bun un astfel de stil de vot? Cred că da. Pentru că atunci ar avea șanse mult mai mulți parlamentari. Nu o să mai fie foarte important să fii cât mai sus pe listă și sau să fii fica sigur nu știu cui sau nepotul nu știu cui sau nu neapărat, prieten cu nu știu cine care are o funcție nu politică nu o să mai conteze importantă. Foarte mult ce loc ești pe listă. Poate o să conteze și acest lucru, dar mai puțin. O să ai șanse dacă ești ultimul pe listă și lumea te vrea în Parlament. Poți să ieși și de pe ultimul loc. Nu este niciun fel de problemă. Adică, și atunci și tu ca și candidat... Ar fi o experiență interesantă pentru da, partidele și politice, tu ca, cred că. Și candidat poți să-ți faci propria campanie în interiorul partidului, oarecum separat de ceilalți candidați, să încerci să aduci voturi pentru tine cât mai mult. Rămânem tot în sectorul financiar, ca să spun așa, și nu pot să nu vă întreb câteva... Vreau să văd opinia dumneavoastră referitoare la câteva afirmații de data aceasta ale unui deputat din partea ALDE. Nu știu cum Dumnezeu, numai cei de la guvernare au ieșiri din astea ciudate. Este vorba despre deputatul Remus Borza, care susține că abia își duce traiul de pe zi pe alta cu cei 1000 de euro pe care îi câștigă la cap parlamentar. Mai precis, ca să-l citez,
Dânsul crede că se dorește, citez, se dorește ținerea într-o formă de iobăgie a parlamentarului și astfel îl vulnerabilizăm la corupție. Am încheiat citatul. V-ați simțit un iobag în Parlamentul României, domnul Gheorghe? Da, îl forțează cineva sau m-a forțat pe mine cineva să merg parlamentar. Mi-am dorit să ajung acolo, să încerc oarecum să schimb. Nici pe domnul ăsta îl forțează cineva să fie parlamentar. Nu-i convine salariul? Poate aplica la o funcție de top manager la o multinațională și atunci va câștiga 20.000 de euro pe lună. De ce se leagă? De ce se ține de scaun? Adică să lucreze o zi sau două zile, dar după experiența pe dar care a avut-o și la 5.000 de euro, nu? Complexul energetic unde s-a ocupat de insolvență, vedeți? Probabil că diferența financiară este foarte mare. Este enormă. Este enormă acea diferență, dar nu l-a obligat nimeni și nu-l obligă nimeni să stea acolo. Și credeți că, într-adevăr, plata aceasta neconsistentă pentru parlamentari, în opinia celor doi, duce la vulnerabilizarea parlamentarilor, la corupție? Nu, dacă vrei să spui în cârd cu corupții, să te bagi și în aceeași oală cu ei, poți să o faci. Nu e nicio problemă, dar v-am zis, nu salariul sau indemnizația este problema. Aici nu cred că s-a referit neapărat la o cârdășie cu persoanele corupte, cât la posibilitatea, la vulnerabilitatea unui parlamentar prost plătit, în opinia dumnealui, de a accepta, știu eu, anumite atenții sau anumite... Să faci ce? Să faci probabil proiecte de lege în posibil favoarea unor... Și să primești o recompensă pentru munca ta? Sau, dacă, de exemplu, domnul este și într-un partid aflat la guvernare, poate pentru diverse posturi numite să se implice în numirea anumitor persoane. Nu-mi dau seama la ce vrea el să se refere. Dar, repet încă o dată, dacă este nemulțumit, poate să încerce în sistemul privat, unde poți să pleci de la 1.000 de euro sau... și să ajungi la 20.000 de euro, 50.000 de euro. Se poate apuca de afaceri, domnul, dacă dorește. Pentru că, uitați, încă o problemă cu care eu unul nu am fost de acord ca și parlamentar, nu ai dreptul să desfășuri afaceri sau să ai altă activitate. Doar dacă ai o profesie liberală, avocat, profesor universitar, notar, acest lucru nu mi s-a părut corect, pentru că și eu, de exemplu, în 4 ani de zile am avut indemnizație, n-am avut salariu și practic acești ani nu mi s-au trecut în cartea de muncă ca și vechime. Din acest motiv au și apărut acele pensii speciale pentru parlamentari. E, acest lucru nu mi s-a părut normal și nici acum nu mi se pare normal. Cred că ar trebui ori să li se dea posibilitatea și celorlalți parlamentari, dacă au această posibilitate, să lucreze, da, să-și facă meseria pe care o făceau până a intra în Parlament. Eu sunt inginer, poate aveam timp să lucrez și la firma mea de construcții, în cât îmi făceam timp, eu știu, două zile pe săptămână, dar oarecum eram angajat și la firmă la mine, aveam o carte de muncă care mergea. Ori dacă nu, să schimbe această lege și să parlamentarii, eu știu, sunt parlamentari care au 5 mandate, vă dați seama. Dar sunt parlamentari din 90. Din care 90. Încă activează. Activează. Ei vă dați seama că n-au nicio vechime pe cartea de muncă trecută. Păi da, probabil că din indemnizația de parlamentari pe care au primit-o, deoparte, fi reușit să pună deoparte. Chiar dacă același domn Borza spune, citez, nimeni nu poate să trăiască din mai puțin de 1.000 de euro cât avem noi acum. Am încheiat citatul. E, poate ar trebui chiar să... nu se poate trăi dintr-o 1.000 de euro? Nu știu, păi cum e, n-am avut niciodată 1.000 de euro pe lună. Să întrebăm românii dacă pot trăi mai puțin, cu mai puțin de 1.000 de euro. Și o să cred vedeți că se poate trăi. Cred că sunt românii care au 1.000 de euro pe lună. Cred că sunt foarte puțini. Da, deci se poate trăi cu 1.000 de euro. Depinde cât vrei să cheltui. Nu? Dacă știi să te gospodărești, poți să trăiești și cu 500 de euro pe lună. Dar dacă domnul a fost învățat ani de zile la Transelectrica sau unde ați zis că a fost... La complexul energetic... Da, unde... Îmi scap acum. Unde s-a ocupat de insolvența acelui complex. Așa, și unde probabil salariul era de 300 de milioane pe lună. Normal că s-a obișnuit cu un anumit stil de viață, că poate are anumite cheltuieli. Și atunci a venit parlamentar la 1.000 de euro, normal că nu-i mai convine.
Domnul acesta continuă cu alte declarații. Cred că a stat mult și s-a gândit până a deschis gura, dar eu vreau să aflu părerile oamenilor. Și la un moment dat a spus așa, că la 1000 de euro nu vor veni niște buni profesioniști sau niște oameni de moralitate să lucreze. Deci, cu alte cuvinte, cei care s-au dus în Parlament pe banii ăștia, eu cel puțin așa am interpretat-o, nu sunt nici profesioniști și nici niște oameni morali. Aici chiar nu sunt de acord cu domnul, pentru că cel puțin, hai să zicem, activitatea parlamentară e una, dar calitatea oamenilor care au fost în Parlament, nu, adică nu prea avem ce reproșa. Chiar au V-ați fost simțit cumva oameni. în Parlamentul României mediocru? Nu. Deci chiar au fost oameni de bună calitate, oameni profesioniști în domeniile lor, dar v-am zis, activitatea parlamentară e cu totul altă discuție. V-am pus Dar noi. întrebarea asta pentru că același domn Borza știu să spun așa, trebuie să acceptați că la nivelul acesta redus de salarizare vor intra în sistemul public, în corpul demnitarilor, doar mediocri și hoții. Am încheiat citatul. Da, asta cu hoții s-a mai întâmplat, că am văzut cazuri destule în Parlament. Au venit solicitări ale DNA-ului, DNA-ului. însă mediocri nu cred că putem spune. Însă în administrația locală, de exemplu, este o problemă de salarizare, pentru că salariile sunt foarte mici și atunci nu prea se îndreaptă oameni pregătiți către administrația publică și chiar vedem posturi scoase la concurs de către primării și foarte puțini candidați E, care se sau sunt înscriu. candidați, dar sunt condițiile care se pun la acele concursuri, sunt adesea incredibile. Am văzut posturi pentru a lucra în primărie, chiar la noi în județ, în care una din Da, am condiții văzut. era să fie absolvent de filologie. Când discutăm despre administrație publică locală. Dar nu știu exact postul respectiv la ce pentru ce funcție era această cerință, dar eu vă spun că știu oameni pregătiți care nu acceptă să vină să lucreze în administrație, deși au primit oferte din cauza salarizării. Și oameni care au plecat din administrația publică, la fel, pentru că li s-au tăiat în 2010 acele sporuri și nu au mai fost la Și fel cu de. toate acestea, sunt foarte mulți care își doresc posturile acestea, mai ales posturile locuri de muncă la stat. Și sunt convinsă că, deși nu le convin salariile, ei continuă să lucreze. Condițiile în care nimeni nu te obligă să rămâi acolo dacă nu-ți convine. La stat Dar oarecum dacă este ar un pleca de anumit la confort. stat și ar lucra la privat, măcar un an, eu sunt convinsă că ar spune că la stat e minunat. Păi la stat este minunat pentru că ai acel confort. Merge, nu merge, da, treaba, Dai, nu dai randamentul, salariul ți-l randament. iei, zilele libere le ai, Pe când orele în suplimentare sunt sistemul plătite. privat, știm cu toții, dacă da, nu merge treaba, nu funcționează foarte bine, atunci personalul se mai restrânge, mai scad salariile, da, încasările sunt mici, atunci ca și patron nu ai ce să faci, trebuie să tai din cheltuieli, nu? Și unde umbli? Mai umbli la salarii, mai umbli la numărul de angajați și așa mai departe. Pe când la stat am văzut cu toții că nu s-a întâmplat acest lucru. Da, pentru că sunt funcționari publici. Și altă problemă care se întâmplă în administrația locală, nu prea pot să. De exemplu, funcționarii publici care nu dau randament nu pot fi eliminați din sistem. O altă Au mare problemă. avut grijă să facă o lege a funcționarului public foarte interesantă. Alambicată, da, și greu, sau mă rog, măsurile foarte contestabile și din acest motiv batem pasul pe loc noi ca țară prin administrațiile publice locale. Vă propun să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care o să vreau să le expuneți telespectatorilor noștri ce așteptări aveți de la actualul Parlament și care credeți că ar trebui să fie prioritățile parlamentarilor aflați acum în exercițiul funcțiunii, dar după câteva minute de publicitate.
Am revenit în direct și reluăm discuția din această seară cu fostul deputat PSD, Florin Gheorghe. Tot vine să vă spun Gheorghiu, nu știu de ce. Probabil că e perioada Paștelui și... Da. Dar sper că v-ați apucat să vă luați mielul. Rămânem pentru puțin timp și promit că e ultima declarație pe care vă mai rog să o comentați la domnul Borza. E plin de idei, v-am spus, a avut o muză care l-a inspirat enorm în momentul în care a făcut aceste declarații. Dânsul a declarat la un moment dat următoarele: dacă nu înțelegem să ne onorăm demnitarii, nici alții în afară nu ne vor onora pe noi ca popor. Oare asta contează? Bineînțeles că declarația e făcută tot în contextul acestei indemnizații de mizerie pe care o primesc actualii parlamentari. Credeți că atât de mult contează în afară câți bani ai în buzunar și cum ești îmbrăcat sau ceea ce propui și argumentele pe care le aduci în sprijinul a ceea ce propui? Contează enorm ceea ce gândești, ceea ce vorbești, cum vorbești, pentru că asta de asemenea contează foarte mult, cum discuți cu partenerii externi. Și avem un exemplu elocvent pe acel președinte al Fondului Monetar Internațional pentru România, care a venit la o întâlnire și avea pantofii găuriți, nu? Exact. Adică pentru ei foarte puțin contează modul în care te îmbraci, aspectul. Contează foarte mult ceea ce gândești și ceea ce exprimi. Da, 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 da. Modul în care discuți cu ei. Adică trebuie să fii un partener de dialog, să măcar să te ridici la nivelul lor de cunoștințe și de experiență și de exprimare, să spunem. Asta contează foarte mult ca să fii luat în seamă. Am lămurit și acest aspect. Sper să se convingă și domnul Borza, măcar până la sfârșitul acestui mandat, că nu știu dacă îl mai prinde. Mai sunt și oi negre, să știți, deci nu se poate în acest parlament să fie toți impecabili, mai apar și astfel de L-ați văzut și pe domnul Ghinea de la USR, că a votat, da, și nu știa ce, nu știa ce a votat, dacă pe a altă votat, lume, într-adevăr, da. Foarte era ciudat. Și acel senator care dorme. Da, într-adevăr. Da. Dar asta e, unii confundă parlamentul cu dormitorul, cu, mă rog, cu cafeneaua de aia. Domnul Gheorghe, da. Ați petrecut legislatura precedentă în Parlamentul României, ați văzut care sunt problemele care se expuneau în acel moment și erau pe agenda de lucru a acelui executiv mă întreb acum, care considerați că ar trebui să fie prioritățile parlamentarilor, indiferent de culoarea lor politică? Asupra ce ar trebui să se aplece cu prioritate? Un lucru foarte important și care văd că în continuare este evitat, este regionalizarea României. Și eventual anumite, dacă nu se poate face această regionalizare, măcar o descentralizare făcută mai serios, adică să se dea și autorităților locale posibilitatea să se exprime mai bine singure, nu tot timpul să apelez la guvern sau la parlament, da. Cred că asta ar fi una dintre măsurile care ar trebui, pentru care ar trebui să muncească actualul parlament, actualii parlamentari, și să fie pusă în practică poate în 2 ani, în 3 ani sau la finalul mandatului să fie gata acest proiect votat și pus în practică. Deși unii politicieni afirmă că ar trebui făcut printr-un referendum această regionalizare a României, sunt portițe în Constituție care dau posibilitatea să se facă și printr-o lege organică în Parlament. Dacă ați fi fost acum parlamentar, ce proiecte legislative ați fi inițiat? Pe ce domenii de activitate? Unul dintre proiecte era și acesta cu regionalizarea României. Proiect pe care l-am făcut, să zicem, într-o proporție foarte mare și pe care l-am și trimis conducerii centrale a partidului. E posibil să apară în Parlament, poate când va fi o temă de discuție serioasă pentru actualul guvern, să apară și acest proiect. Ăsta era unul dintre ele pe care cu siguranță l-aș fi depus. Am vorbit mai devreme și de cel al redevențelor,
care de asemenea este foarte important și vedem cu Dar toții. Dar e iarăși un subiect evitat, văd că, în perioada aceasta. Da, deși, așa cum ați subliniat, de ce. Ar fi adus fonduri importante la bugetul de stat. Foarte mulți bani. Vedem că se scrie foarte des în presă și foarte mulți oameni, chiar și în presa străină, apar informații despre zăcămintele care sunt în Marea Neagră. Și este foarte, foarte un lucru destul de grav din punctul meu de vedere, că nu putem noi ca țară să beneficiem mai mult de pe urma acestor zăcăminte și probabil vor beneficia tot companiile străine, dar chiar nu-mi dau seama de ce la momentul ăsta nu se încearcă o rediscutare a acestor redevențe care ar trebui mai ales să că în revină contextul către statul acestei român. Legi a salarizării unice propusă pentru bugetari, care vizează majorări foarte mari de salarii, e nevoie de bani. Corect. Nu, și în acel proiect pe care eu l-am depus, chiar nu era un lucru imposibil, adică nu ar fi afectat foarte mult, pentru că eu acolo propuneam o medie a redevențelor pe care le percep statele din Europa, nici măcar nu vorbeam de țările din Golf, doar de statele europene. Și era o medie a tuturor redevențelor din toată Europa, probabil venea undeva la, de exemplu, pentru petrol și gaze, era undeva la jumătate din cât percepe statul norvegian. Adică dacă OMV-ul, de exemplu, are exploatări petroliere prin Marea Nordului, în România ar fi plătit la jumate față de cât plăteau acolo. Dar acum decizia, nu mai sunt în măsură să deci ar fi mă implic proiectul în luarea acesta unei astfel cu de decizii. Ce vizează redevențele? Ați fi vrut să îl susțineți și să meargă erau, mai departe? Erau cel privind amendamentele. Regionalizarea și nu ne-ați spus aici care era viziunea noastră privind regionalizarea? Era vorba de referitor la județul nostru, ar fi fost probabil în regiunea de sud. Nu, era regiunea Dobrogea. Regiunea Dobrogea. Care ar fi cuprins și insula Marea Brăilei, și, adică să vină până la, nu până la brațul Borcea cum este astăzi, să vină până la Dunărea. Și cu capitala la Constanța, bănuiesc. Cu capitala la Constanța, da. Așa. Bine, anumite instituții puteau fi împărțite între Constanța și Tulcea, adică nu era nicio problemă. Că și astăzi avem instituții. În viziunea noastră, câte regiuni ar trebui să fie? 8 regiuni. Erau numai că unele regiuni, oarecum față de cele actuale, care sunt teoretic în acte, că nu putem spune că există fizic sau votate undeva, ar fi fost 8, însă oarecum redesenate anumite județe ar fi trecut de la o regiune către cealaltă, pentru că eu în proiectul acela am ținut cont și de regiunile istorice, de anumite, să zicem, tipuri de relief, pentru că este destul de greu să, eu știu, județul Argeș, care jumătate este în parte de munte, jumătate este în deal câmpie, să fie împărțit în două, și atunci venea o parte de județ ar fi mers către o altă regiune de centru, o partea de sud venea către regiunea de sud, Oltenia. Mm-hmm. Acestea două, care ar mai fi? Ce domenii ar mai trebui să fie acum în atenția parlamentarilor? O problemă foarte importantă o reprezintă și sportul. Și pentru acest... Dar ați avut o inițiativă legislativă în acest sens? Da, cu orele de sport, orele de sport. Opționale în weekend. Și cred că n-ar trebui renunțat la acest proiect, pentru că vedem și populația României că există anumite probleme, copiii s-au învățat mai mult să stea în casă pe fel de fel de gadgeturi din acestea, în loc să stea afară. Trebuie să recunoaștem că și școlile sunt închise, au lacătul pe poartă în weekend, deci nu mai poate intra cel asta puțin. Asta vreau să spun, când chiar eram. Dacă sunt copii care vor să facă sport, nu prea mai au baze sportive unde să meargă mai și avem să facă sport într-un mod vedem organizat. Vedem și în Constanța că foarte multe, nu neapărat terenuri de sport puse la punct, dar erau cât de cât utilizabile de către copii. Dacă și noi, eu cel puțin când eram mic, mai băteam mingea în spatele blocului, aveam un
teren de iarbă, oarecum nu era amenajat. Da, da. Îl amenajasem noi, copiii, cât am putut, dar aveam unde să ne jucăm. Acum și aceste spații au dispărut dintre blocuri și nu prea mai sunt locuri de joacă amenajate, nu prea există. Era o idee să meargă către școli, pentru că oricum drumul către școală orice copil îl știe și atunci putea să meargă și în weekend, să aibă posibilitatea să facă un sport organizat de către școală, în sistem, nu știu, centralizat, în colaborare cu anumite cluburi sportive, pentru că și baza de selecție a scăzut foarte mult. Exact. Vedem că stăm destul de prost și la medalii olimpice și la campionate mondiale, europene și așa mai departe. Deci chiar nu ne mai putem mândri cu sportivii pe care îi aveam altădată și din cauza ariei de selecție, pentru că a scăzut foarte mult copiii dacă n-au mai fost îndrumați către sport. N-am mai nici cluburile sportive. Pepinierile au dispărut, exact. Da, nu poate să vină să facă selecție la ușa casei, să sune la ușă, să te întrebe pe tine ca părinte dacă îți lași copilul. Ar putea să meargă copilul în unitățile de învățământ preuniversitare. Problema este că degeaba se duc, pentru că după aceea, bun, să zici, găsești câțiva copii care ar avea talent și ar avea înclinații către diverse sporturi și unde îi duci după aia să se pregătească. Corect. Și acest lucru este adevărat. De asta am... Deci, ați spus regionalizare, ați spus redevențe ca priorități pentru actualul parlamentar. Acum ați adus în discuție acest aspect legat de învățământ și mai precis de sport în învățământ. Care ar mai fi subiecte? Dați-le teme de lucru. Subiect pe plan local. Parlamentar, dacă tot s-au plâns că nu au proiecte, poate, cine știe, se uită cineva la emisiunile noastre, da, și îmi vine vreo idee. Un proiect care are legătură, este exclusiv legat de orașul Constanța, se referă și la stadionul Faru, care astăzi este într-o situație destul de grea. Ați depus un proiect legislativ este pe această depus, temă? Da, da. Acum nu știu, o să vedem unde se va ajunge cu acel proiect. Co-semnatar este și Mircea Dobre, ministrul turismului. Să sperăm că o să treacă. Da, dar acum nu o să mai aibă cine să-l susțină. Dumneavoastră nu mai sunteți parlamentar, domnul Dobre este ministrul al turismului, iată că nu cred eu că mai deci v-am zis, urmărește proiectele care au fost cândva depuse. Este posibil să treacă, deci nu e... Ar fi păcat să nu, pentru că în momentul de față acest stadion este lăsat în paragină și primăria Constanța chiar își dorește să preia acest stadion, să-l demoleze, să construiască o arenă nouă, modernă, și vă dați seama, dacă se întârzie foarte mult, tot noi constanțenii avem de pierdut. Pierdem un an, doi ani, depinde cât va dura până va... Cum a fost colaborarea în fostul legislativ dintre parlamentarii de Constanța, indiferent de culoarea lor politică? Și ce le sugerați actualilor parlamentari? Colaborarea a fost câteodată foarte bună, câteodată mai puțin bună. Depinde de interesele... A contat cine e la putere, cine e în opoziție? Nu. Adică noi cel puțin pe anumite teme locale ne-am susținut. Că am venit eu cu anumite proiecte, că au venit alți colegi cu proiecte care vizau Constanța, le-am susținut toți, deci nu am avut probleme. Însă teme de interes general, atunci pot spune că au fost cazuri când colegii de la PNL nu au dorit să susțină și nu că n-ar fi vrut ei ca parlamentari de Constanța, ci au zis că ar fi pus într-o oarecare dificultate partidul din care făceau parte. Vă dați seama că se comentează foarte mult pe aceste subiecte. Ar fi apărut imediat știrea că cât de mult afectează această influență a politicului, că aici vorbim strict de politic, da? În susținerea unor proiecte legislative care poate, în esență, sunt foarte bune. Dar pe considerentul că vine de la PSD, vine de la PMP, vine de la USR și așa mai departe. Să știți că nu ar trebui să scăpăm de meteahna asta în Parlament? Ba da, până la urmă fiecare parlamentar are libertatea să voteze așa cum dictează. Da, dar după aceea e tras de urechi la partid. Asta este problema. Dar au fost cazuri când s-au votat împotrivă sau s-au abținut de la vot
adversarii politici, tocmai în ideea că, domne, nu putem susține, pentru că ei sunt la guvernare, noi suntem în opoziție și atunci oarecum să... De asta nu mi se pare un argument plauzibil. Nu, nu când este. Vorbești de un proiect fezabil. Nu este, nu este un argument, pentru că, până la urmă, dacă, eu știu, o lege vine în beneficiul oamenilor, în interesul oamenilor, rezolvă anumite probleme, nu ai niciun motiv să te opui, doar că ești în opoziție cu celălalt partid care propune acel lucru. Eu așa gândesc, dar sunt parlamentari care nu au gândit așa. Chiar a fost, nu știu dacă mai țineți minte, acel proiect cu legat de șoseaua de coastă, când parlamentarii de Constanța, deși ei au zis, domne, noi ne dorim și noi, unii dintre ei chiar și semnaseră pe acel proiect de lege, dar când a fost vorba la votul final, au zis că nu mai votează pentru că au fost oarece discuții în grupul parlamentar PNL și atunci au luat hotărârea să se abțină de la vot. Deși ei, parlamentarii de Constanța... Va exista vreodată un legislativ în care politicul să nu mai decidă? Să nu se mai țină atât de mult cont că sunt la putere sau în opoziție și dacă este un proiect bun, indiferent din partea cui vine să fie susținut? De fapt, problema asta o avem inclusiv în consiliile locale. Da. Asta depinde și de politicieni, pentru că, în primul rând, ca și politician, trebuie să ai curaj să-ți asumi ceea ce votezi. Depinde și de partidele politice să facă o selecție mai riguroasă a celor care ajung în astfel de poziții de consilieri, de parlamentari și să caute să selecteze oameni care gândesc ei singuri și să nu mai vină să întrebe cum votăm la un proiect sau cum votăm la celălalt proiect. Da? Ce riscă un parlamentar care, să zicem, e mai rebel așa și votează după cum îi spune conștiința, după cum îi spune conducerea de partid? Care ar putea să probabil fie consecințele? Singura consecință poate fi marginalizarea, că altceva nu are ce să pățească un parlamentar. Nu cred că bine, se va ajunge la excludere. Bine, și eventual nu se mai regăsește pe listă în campania următoare. Este posibil. Dar depinde dacă este un parlamentar serios, își face datoria, în teritoriu se duce, are audiențe, se întâlnește cu cetățenii și oamenii îl doresc, n-ar avea niciun fel de problemă să nu se regăsească și pe lista viitoare. Dacă nu este disciplinat politic, nu cred că îl mai pune conducerea de partid pe un post eligibil. Depinde și de argumentele cu care vii. Că dacă votezi doar așa să faci în ambiție, e posibil să nu mai te regăsești. Bine, ați fost pus în astfel de situații în care să votați ați votat după cum v-a spus conștiința și după cum s-a stabilit la partid? Da, cu pensiile speciale am votat împotrivă. Deși se stabilise că votăm, sau mă rog, partidele care erau în momentul respectiv la guvernare, în alianță, votează toate, eu n-am, pentru că n-am fost de acord, adică nu mi se pare normal să primim noi mai mult decât ni se cuvine sau decât primesc ceilalți. Gestul acesta pe care l-au făcut parlamentarii din fosta legislatură a devenit muză de inspirație și pentru primari acum. Mai nou, primarii vor și ei pensie specială. Da, vedeți, niciodată nimeni n-a ridicat această problemă. Că nu ți apare vechimea în cartea de muncă. Adică de ce să nu rezolvi problema care este? De ce să iei o pensie specială? Dar această situație nu s-ar putea soluționa prin a nu se mai acorda indemnizație unui parlamentar, ci pur și simplu un salariu? Ba da, păi asta spun. Și același lucru și pentru primar? Și pentru primar la fel. Îi oferi salariu, un salariu decent. Chiar vorbeam cu un coleg de partid și îmi zicea că un ministru, sunt cazuri când un ministru câștigă mai puțin decât șeful de cabinet pe care îl are. Că sunt anumite anomalii, pentru că așa a rămas de pe vremea guvernului Boc, când guvernul Boc a vrut să dea un exemplu românilor că și ei, adică miniștrii care erau la momentul respectiv, își reduc salariile, însă au uitat să reducă și mai jos și astfel au ajuns decalaje de acest gen. Și nu sunt normale, adică până la urmă ministru ar trebui să aibă cel mai mare salariu, iar ceilalți din aparatul lui nu să înceapă descrescător, dar în România se pot întâmpla și astfel de lucruri.
Dumneavoastră ați prins un mandat, ați obținut un mandat de parlamentar candidând pe vot uninominal. Ați avut un colegiu. Da. Colegii dumneavoastră acum sunt pe întreg județul. E mai bine varianta aceasta pe întreg județul sau Nu. Considerați Nu că un era. colegiu e mai ok Da, pentru un atunci parlamentar? bine, și în această situație. Mă refer aici strict la relația pe care ar trebui să o aibă parlamentarul cu Cu cetățenii cetățeanul, și, exact. în cazul de față, cu primarii din întreg județul. Corect. De exemplu, cazul Partidului Social Democrat este unul mai fericit pentru că sunt mai mulți parlamentari, sunt 8, și atunci oarecum pot acoperi întreg județul. Da, dar am văzut că acoperă în grupuri, că merg în grup în diverse Da. localități. Deci nu merge unul într-o localitate, unul într-alta ca să acopere întreg județul, ci merg în grup în diverse localități. În fiecare săptămână Am și-au văzut asta, da. planificat 2 sau 3 localități unde merg și acord audiențe. Se poate face și acest lucru, se poate împărți și județul în anumite zone și atunci fiecare parlamentar se ocupă de o anumită zonă și câteva localități. Dar sunt cazuri, de exemplu, ALDE care are un singur parlamentar sau USR care are doi. Este destul Sau de greu. UDMR Unde care are să mergi unul. mai întâi? Unde să te duci mai întâi? Pe cine să asculți mai întâi? Și este Parlamentarii destul de PSD, greu. că tot am adus în discuție acest aspect, am văzut că fac aceste audiențe în teritoriu, mergând în grup. Nu întotdeauna merg toți cei 7. 8, pardon, parlamentari, da, 3 cu 5. 3 cu 5. Sunt mai puțini. Ceilalți înțeleg că țin audiențe în cabinet, la cabinetul parlamentar din Constanța sau De unde... multe ori se întâmplă să fie și plecați în delegații, că și, de exemplu, e colegul meu, George Vișan, care e plecat în delegație. Depinde fiecare cu programul pe care l-au, dar în mare măsură Știți de ce v-am sunt întrebat? Pentru cam că m-am mirat 5-6 tot faptul că timpul atunci când vin. au avut audiență la Năvodari, am văzut lideri sindicali din Constanța care au venit aici în audiență la parlamentarii PSD și chiar m-am mirat, zic, dar de ce nu vă duceți la Constanța că au cabinetele parlamentare acolo, e mult mai comod decât să vii la Năvodari? Ce nu, știam că și-au programat aici și am venit aici. Poate era o discuție mai urgentă pe care trebuiau să o poarte și atunci au preferat să vină. Deși mă îndoiesc că dacă ar fi sunat să ceară o audiență la Constanța, nu li s-ar fi oferit acea audiență. Chiar mă îndoiesc. Eu poate sunt un pic Pentru că rău de de ceasă, obicei... m-am gândit că poate nu prea vine lumea la audiență și atunci au preferat să-i cheme la Năvodari ca să fie cineva Nu, deci la audiență. Eu nu știu cât de la interesați sediul sunt oamenii la... cabinetelor parlamentare și eu merg destul de des și totdeauna se strâng acolo parlamentarii și de acolo pleacă în județ. Deci se putea organiza o întâlnire înainte de a pleca în județ. Deci, dar probabil așa au preferat domnii să vină la Regretați Năvodari. viața de parlamentar, domnul Gheorghe? Nu. Chiar Nu vă lipsește n-am nimic din tumultul activității de atunci? Pot spune că acum am un pic mai mult timp liber, să zicem, și pot să mă ocup mai bine și de treburile pe care le am acasă și de familie. Atunci era mai prins, să zicem, mai stresat cu politica, cu ceea ce spun cetățenii. De multe ori mă și deranjeau anumite comentarii, pentru că, în general, aceste comentarii se făceau la nivel global, da, includeau toți parlamentarii și intram și eu cam, intram în aceeași oală și cu alții care greșeau și mă deranja acest lucru, deși știam că eu muncesc, îmi văd de treabă, încerc Bine, să asta nu, rezolv. aspectul acesta nu vă este străin nici acum, pentru că sunteți membru PSD și dacă apar critici la adresa parlamentarilor PSD sau a formațiunii, sunteți și dumneavoastră acolo. Sunt, dar nu pot să zic că sunt foarte activ, că sunt foarte implicat. Cel puțin perioada asta de după alegeri chiar am încercat să-mi reiau vechile obiceiuri, să mă apuc de ceea ce făceam înainte, de construcții, deci oarecum am fost un pic prins cu activitățile mele private. Acum veți face o pauză de 4 ani, clar. Până în 2020, v-ar tenta în 2020 să reveniți în Parlament? Depinde care va fi contextul.
în momentul de față, dacă mi-ar propune, nu știu, să fie mâine alegeri, poate că n-aș mai dori să candidez. Deși v-am zis că m-am gândit încă de anul trecut din vară dacă are rost să mai continui, pentru că am văzut că nu este ce chiar nu așa... Ce nu v-a plăcut sau ce v-a deranjat cât ați fost parlamentar în activitate? Mă așteptam la altceva. Când ești în exterior, nu prea știi cum funcționează acest sistem, parlamentul, guvernul și așa mai departe, dar când ești acolo în mijlocul lucrurilor și vezi că îți dorești să schimbi, să schimbi în bine ceva și ori nu ești ajutat, ori ți se mai pun piedici din partea unor colegi, atunci te gândești dacă are rost tot acest efort. Și de multe ori mi-am pus întrebarea dacă are rost să mai continui, pentru că chiar nu am venit, adică nu m-am dus în Parlament să fac ceva pentru mine în mod special sau să fac, cum zicea și domnul de care vorbeați mai devreme, dacă suntem un fel de iobaci, să primesc ordine de la cineva. Chiar m-am dus deschis să contribui și eu la îmbunătățirea vieții sociale, vieții politice, să-mi aduc aportul la dezvoltarea acestei țări. Să dau și eu ceva înapoi din ce mi-a oferit România. Până acum mi-a oferit destul de mult. Da, m-a educat, m-a crescut, am o casă, am, în știu, contextul afacere. Actual politic și actuala structură parlamentară, credeți că am putea vedea în acești 4 ani ai actualului legislativ un proiect legislativ inițiat de indiferent ce parlamentar de Constanța și jos acolo la susținător să-i vedem pe toți ceilalți? Sau deja e utopia asta? Sincer, nu cred la cum văd USR-ul că se comportă în Parlament. Chiar nu cred că va fi posibil așa ceva. Adică să propună cei de la USR și să susțină PSD-ul. Indiferent cine, n-am nominalizat. Poate fi de la ALDE, poate fi de la UDMR. Un parlamentar de Constanța să vină cu o idee. Normal așa care ar fi. Trebui deci să, dacă care ar fi bună. O idee bună pentru județul Constanța, normal ar fi să susțină toți. Dar acum nu pot spune ce vor face anumiți parlamentari de Constanța. Credeți că tot politicul va decide asta? Apartenența da, politică? Da, este posibil. Deși în trecut s-a întâmplat acest lucru, când toți parlamentarii constanțeni au susținut anumite proiecte care erau beneficie județului nostru. Avem de-a face cu un parlamentar mult mai simplu decât cel în care ați activat dumneavoastră. Da. Cu multe fețe tinere, cât credeți că va fi de eficient și de atent la nevoile reale ale cetățenilor de rând? Ale celor care le vote, ale celor care i-au votat, da, actualul Parlament. Asta nu pot spune cu exactitate. E prea devreme să tragem o concluzie. Chiar vorbeam, ați amintit mai devreme o declarație de-a mea din campanie, chiar au renunțat partidele destul de ușor la anumiți oameni politici care aveau experiență. Și câteodată e și o vorbă, cine n-are bătrân să-și cumpere, pentru că e bine să ai câteodată și astfel de oameni în preajmă care să te învețe. Este un exemplu elocvent și actualul ministru al agriculturii, Petre Daia, care este un om mai în vârstă, dar în domeniul pe care îl reprezintă chiar este un profesionist. L-am cunoscut personal și de-aia pot să-mi dau cu părerea despre dânsul, deci chiar am mare încredere în el. Adică ar fi fost și e păcat că s-a renunțat la unii oameni de care Parlamentul cred că ar fi avut nevoie. Au venit unii mai tineri, poate vor performa, dar de exemplu în Anglia este un anumit sistem de Parlamentul se schimbă doar 2-3, o treime rămâne tot timpul, adică dacă intri parlamentar, primul mandat este de adaptare, da, de învățare, după care începi și să te manifeste, să pui te în practică experiența căpătată, da. Da, la noi, din păcate, oameni care aveau experiență au fost înlăturați, au venit oameni noi, tineri, mulți dintre ei, care, mă rog, sunt unii la 20 ceva de ani, nu știu cât au profesat ei și în domeniul privat sau unde au profesat să aibă experiență, dar nu putem. Asta a fost o mare temă de campanie a
partidelor politice anul acesta în noi, în clasa politică. Înnoim, întinerim, dar... Dar numai că asta nu asigură și un alt stil de lucru. Pentru că, iată, l-am înnoit, dar constatăm că tineri parlamentari, oameni aflați la primul mandat, indiferent, repet, din ce formațiune, poate vorbesc la modul general acum, se vede clar. Ba nu știu ce votează, ba absentează, ba nu participă la comisii, ba n-au inspirații și nu știu cum, ce ar trebui să facă și cum să facă, mă refer aici la inițiative legislative, și atunci nu știu care e câștigul pentru noi, românii. Câștigul clar nu este niciunul. Când ai un parlament format din oameni dornici să muncească, dornici să-și pună în practică experiența prin proiecte de lege, atunci vă dați seama care de câștigat România în ansamblu. Și atunci, teamă să nu cumva să fie prea mulți care să gândească precum domnul Rădulescu și să zică că pentru banii care îi primesc fac suficient pentru țară. Da, nu știu domnul Rădulescu cam câte a făcut el pentru parlament și pentru țară, dar așa la discurs este foarte bun, sunt mulți foarte buni care au un discurs. Da, dar uneori scot niște perle de mai bine n-ar mai deschide gura. Da, dar încă o dată spun, nici electoratul nu-i sancționează foarte drastic. Da. Bun. Ne apropiem de final, mai avem 2 minuțele. Care ar fi mesajul dumneavoastră pentru colegii parlamentari? Putem să le spunem așa, chiar dacă dumneavoastră nu mai sunteți parlamentar. Ce ar trebui ei să facă pe lângă temele din Parlament cu proiecte legislative, câteva idei, câteva sugestii deja le-ați făcut și sunt convinsă că ați mai fi avut și altele, măcar din domeniul în care lucrați dumneavoastră, cred că și acolo ar mai fi de schimbat multe lucruri, dar în relația cu electoratul, în relația cu presa, pentru că trebuie să recunosc, pentru că toți suntem la ora parlamentarului, e greu să-i aduci pe unii parlamentari în studio și să îți explice, să-ți spună concret ce fac în Parlament, care le sunt prioritățile. Deci, Sunt parlamentari din actuala echipă pe care sunt convinsă că nu-i voi vedea în cei 4 ani de zile în acest studio. da, nu pot răspunde în Da, locul nici lor. nu aștept un răspuns din partea sa. Mă Care e sfatul bucură dumneavoastră? foarte mult faptul că merg în județ, că acord audiențe și a fost și un sfat din partea mea să meargă să stea de vorbă cu oamenii, să afle ce probleme au, ce dorințe au și să încerce cât de mult posibil să schimbe, să rezolve acele probleme. Și mă bucur că merg și acord audiențe și cu siguranță vor face acest lucru și pe viitor. Și cum a spus și dumneavoastră, relația cu presa este foarte importantă. Trebuie să acorde o atenție deosebită, să-și prezinte proiectele, să prezinte ceea ce vor să facă O întrebare pe realizări. final, 20 de secunde. Ați fost nominalizat de presa scrisă ca potențial ocupant al funcției de prefect al județului Constanța din partea PSD Constanța. Dacă vi s-ar propune această funcție, ați accepta-o? Nu, Nu. nu. Nu am spus și la partid că nu mă interesează. Am înțeles. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Sper să vă mai am în Și eu vă platou ca mulțumesc. invitat, să ne spuneți din viața de civil ce se mai întâmplă și ce ar mai trebui făcut de către actualul legislativ. Încheiem aici ediția în această seară și cu această ocazie seria emisiunilor Radiografia Zilei din această săptămână. Sâmbătă veți vedea o retrospectivă de la ora 14:30, iar marți, probabil mai mult ca sigur miercuri, ne vom revedea în direct. Până atunci vă doresc tuturor sărbători pascale cu liniște, cu lumină în suflet, cu oamenii dragi alături de dumneavoastră și, de ce nu, cu un iepuraș cât mai darnic la ușă, cei care aveți norocul să-l primiți, să-i deschideți ușa. Încheiem aici, o seară bună tuturor, la revedere, ne revedem săptămâna viitoare.